Tehnici de lucru combinate în realizarea colajului tridimensional iepurașul, clasa a patra. Scopul acestei activități este acela de a realiza un iepuraș prin diverse tehnici de lucru combinate. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Poți confecționa iepurașul dintr-o singură coală de hârtie, gri, cartonată sau gumată. Mai ai nevoie de o coală albă cartonată, câteva bucățele de hârtie roz, roșu, alb, negru, un șnur și un dop de plută. Mai avem nevoie de un pix, o foarfecă, un cutter, un perforator și un pistol de lipit cu o rezervă de silicon. Realizăm iepurașul în mai multe etape de lucru. Mai întâi confecționăm șabloanele, apoi le transpunem pe hârtia de lucru gri, le decupăm cu ajutorul foarfecii, lipim toate piesele componente cu ajutorul pistolului de lipit și la final expunem iepurașul. Confecționăm șabloanele dintr-o hârtie cartonată albă, pe care o printăm la imprimantă cele 6 piese componente ale iepurașului. Apoi decupează-le după contur cu ajutorul foarfecii. Încadrează și potrivește șabloanele pe hârtia de lucru gri, conturează-le cu pixul, astfel încât să fie vizibile contururile. Decupează după contur folosind foarfeca, corpul, capul și lăbuțele iepurașului. Desenăm cu mâna liberă forma nasului, a ochilor și a boticului. Năsucul îl desenăm pe o hârtie roșie ca o formă ovală. Ochii îi desenăm pe hârtie albă și neagră ca două forme identice ovale, iar boticul îl desenăm pe o hârtie roz ca o formă curbă închisă. Și decupează cu atenție piesele desenate folosind foarfeca. Confecționează mustățile din hârtie gumată neagră. Decupează cu ajutorul foarfecii 3 franjuri subțiri și lungi. Și iată, am ajuns la etapa de asamblare. În această etapă vom lipi toate piesele componente confecționate până acum. Lipim ochii negri peste ochii albi și apoi atașăm bulinuțele obținute prin perforare. Vom configura capul iepurașului lipind pe fața lui ochișorii, boticul, mustățile și năsucul. Lipește ochișorii în partea superioară a capului, ușor înclinați spre exterior. Confecționăm dințișorii ca două dreptunghiuri mici din hârtie albă, pe care apoi îi lipim sub botic. Și lipim boticul pe fața iepurașului sub ochișori. Lipim mustățile peste botic și prindem lăsucul la mijloc peste mustăți într-un punct de lipitură. Apoi lipește capul de partea superioară a corpului. Taie dopul de plută cu ajutorul cutterului în 4 părți egale și apoi lipește fiecare felie pe câte o lăbuță la mijloc. Apoi lipește lăbuțele de corpul iepurașului.
Lăbuțele mari le prindem în partea inferioară, ușor înclinate spre exterior, iar lăbuțele mici le prindem în partea superioară, ușor înclinate spre interior. Lipește pe verso un șnur pentru ca decorațiunea să poată fi suspendată. Poți expune iepurașul deasupra biroului tău, dându-i o utilitate preferată. Poți confecționa iepurașul și din alte culori preferate. Și apoi expune-l în clasă sau în holul școlii. Îți mulțumesc pentru atenție! Gemento.com